și a văzut cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Mi-aș pune prima întrebare pentru tema Evangheliei de astăzi. De ce la un martiriu să trăiești direct starea mistică a vederii lui Dumnezeu? De ce tocmai această vedenie și nu înger sau rai sau grădina raiului sau sfinți? Sau de ce nu orice altă imagine, dacă ne gândim și la Daniel, dacă ne gândim și la Ezechiel, care au ample imagini mistice despre înviere, despre cel vechi de zile? Și de ce tocmai vederea Fiului omului? Ca să credem și să înțelegem că Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, cum spune în dogma crezului, și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții. Deci putem vorbi de împlinirea a jumătate din ceea ce înseamnă parusia. Deci venirea lui Dumnezeu din cer. În pântecele Fecioarei, cum am prăznuit la nașterea, acum la sărbătoarea Crăciunului, la nașterea Domnului. Deci întruparea este prima parte a tabloului acesta mistic în care Dumnezeu se deșarte prin lume și prin istorie și prin omenire, luând chip de om. Apoi nașterea ca om și ca prunc, tâlcuită de exegezi din mai multe puncte de vedere, tâlcuită și ca act de smerenie, tâlcuită și ca act de mare iubire de oameni, asta ar fi cea mai plauzibilă, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat la moarte și ce fel de moarte, moarte pe cruce. Dar actul că Dumnezeu ia chip de rob, chip de om, cu toate afectele noastre și cu toate neputințele noastre și le învinge, le restaurează, le așează în firea lucrurilor, așa cum trebuia să fie Adam cel din tâi, omul cu suflet viu, care a căzut prin porunca neascultării, Hristos vine și ne arată că prin ascultare este cel ce este, adică Fiul omului de-a dreapta Tatălui. Eu și Tatăl una suntem, spune Scriptura. N-ați cunoscut atâta vreme cât ați fost cu mine, că Tatăl este întru mine și eu sunt întru Tatăl? Sau când spune Iisus Hristos, preamărește-mă, Tată, ca să te preamăresc. Duhul Sfânt face această preamărire din cer către omul Dumnezeu sau Fiul omului, iar când Fiul omului se urcă la cer, îl preamărește pe Fiul, trimițându-l în chip de limca de foc, dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni. Dar ca să se ducă Fiul, trebuia să se urce. De aceea și spune în Sfintele Scripturi, numai cel ce s-a coborât din cer, acela se va și sui în cer. Și iată-l, îl vede astăzi arhidiaconul Ștefan, întâiul ucenic, de-a dreapta Tatălui, când cerurile s-au deschis. Și cerurile nu s-au deschis oricând. S-au deschis la bobotează, când a venit Duhul Sfânt în chip ca de porumbel. S-au deschis la înviere, când s-a urcat Fiul omului la cer. Pe scaun cu Tatăl, toate umplându-le celor ce-i necuprins. S-au deschis la adormirea Maicii Domnului, când Hristos personal a venit să ia sufletul, să-l ducă în cer la tronul lui Dumnezeu, pentru că este mama lui, cea care l-a purtat în pântece sub vrem. Și cerurile se deschid ori de câte ori revelația trebuie să se deșarte de către Dumnezeu, de la Dumnezeu, de la Dumnezeu către omenire. Deci, nenumărate sunt deschiderile cerului, dar puține sunt dățile când oamenii înțeleg că împărăția lui Dumnezeu s-a coborât la noi. Făcând o
radiografia a ceea ce este sărbătoarea de astăzi, am găsit câteva elemente foarte frumoase, m-am uitat prin ele așa ușor de dimineață. Și întâi am aflat că necesitatea acestor diaconi în biserica primară era pentru faptul că s-au mulțit creștinii și aveau nevoie de învățătură, de cuvânt, de slujire la mese, de cârmuirea către cărările cele drepte. Deci vorbim de o stilizare, dacă vreți, sau de o concretizare perfectă a ceea ce înseamnă ordinea casei lui Dumnezeu, a bisericii, și ceea ce înseamnă din nou disciplina bisericii. Deci acești diaconi aveau rolul de a fi slujitori ai bisericii. Așa că ori de câte ori binevoiți să întâlniți un sectar și vă dă cuvinte de folos din ale adventismului, penticostalismului, jehovismului, baptismului, evanghelismului de nu știu câte care zile și ce mai sunt ei, luteran, protestant și altceva, îi întrebi un singur lucru. Unde vă sunt diaconii? Și cu asta ai pus punct discuției. Ori rupem foaia Noului Testament și nu mai credem în ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, ori respectăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să vă lăsați nici influențați, nici bombardați, nici iritați. Scurt pe țintă ca obiect. Unde vă sunt diaconii din biserica voastră? Odată ce nu aveți ierarhia eclesială sau supremația bisericii prin Duhul Sfânt, care începe Hristos, apostoli, episcop, preoți, diaconi și creștinii botezați, nu prea avem ce să discutăm. Doamne ajută, dacă vă e foame, vă servesc să mâncați, dacă vă e sete, vă dau să beau, să beți și vă rog să vă continuați în continuare drumul, cărarea. Spune că acești diaconi, aceste elemente eclesiale ale bisericii, trebuie să aibă niște calități, și anume deosebite. Și spune așa, că trebuie să fie cu nume bun, când ne referim la nume bun, nu trebuie să fie directorul sau ministru sau parlamentarul cu tare, ci este vorba de numele bun, de o viață aleasă în cele duhovnicești. Asta înseamnă numele bun. Să nu aibă reputație de derbedeu, de golan, cum spunem noi în termen popular. Deci trebuie să aibă nume bun și să fie plin de Duhul Sfânt. Deci, vedeți ce interesant? Vă spuneam cândva că Duhul Sfânt este pretutindea și le împlinește, le sfințește, le curățește, le desăvârșește, dar este și deponent și stocat prin cinzecimea limbilor de foc în puterea tainelor bisericii, de unde se poate răspândi oricât este nevoie. Iată aici ne-am întâlnit cu această expresie. Deci ei sunt chemați pentru a fi hirotoniți diaconi prin punerea mâinilor, să primească pe Duhul Sfânt, vedeți ce taină? Dar în același timp ei trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. Ce aș putea spune aici? Har peste har. Suișul i-a pus în inima sa din putere în putere. Adânc pe adânc cheamă. Deci, cu cât ești mai sfințit, cu atât trebuie să fii mai sfânt. Că cu cât ești mai sfânt, trebuie să devii și mai sfințit. Ăsta este cuvântul și termenul. Trebuie să fie plin de înțelepciune cei pe care noi îi rânduim la această slujbă. Adică aici una din criteriile cu care se luptă poate astăzi, să spunem, lumea creștină sau lumea duhovnicească, este și aceasta. Te întâlnești poate cu expresia, dar știți, e smerit, e rugător, poate să-l facem diacon. Nu. Trebuie să fii plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Pentru că tu trebuie să fii de ajutor în biserică și nu o povară în biserică. Tu trebuie să fii efectiv de folos. Tu trebuie să fii un mădular viu care învie și pe alții. Expresia
bătrânului Iustin Pârvu, aceasta era când era el staresa Petru Vodă. Venea câte unul și se plângea și spunea: Părinte, sunt la schitul cu tare, suntem muritori de foame, sunt în parohia cu tare, nu mai facem față, de-abia ne mai descurcăm, aproape suntem la limita supraviețuirii. Și bătrânul spunea: da, îi mai ajuta, mai băga mâna în buzunar, le mai dădea un bănuț, le mai dădea o milostenie, așa. Și după aia spunea: păi ce să faci, mă, omule, dacă el e mort, cum să mai înviești pe alții? Deci, ca și slujitor în biserică, trebuie să fii viu. Cu mintea, cu sufletul, cu inima și cu duhul. Așa spune că, o să vedeți pe parcursul discursului lui Ștefan, că vorbea cu înflăcărare. Deci ceea ce înseamnă că el trăia și știa ce spune, nu vorbea, poate ați avut ocazia să vedeți, mă rog, sunt oameni care au discurs sau sunt oameni care nu pot avea discurs. Ei, discursul nu trebuie să fie un buletin de știri, ci trebuie să fie o viață via bisericii. Sfântul Arhidiacon Ștefan a putut demonstra acest lucru prin felul său de a fi, așa cum vom vedea pe parcursul, așa cum vom vedea pe parcursul textului biblic. Și a plăcut cuvântul care l-au spus apostolii și au ales, spune, 7 bărbați plini de credință. Ștefan era deja plin de credință, crescut. Și spune mai departe, tot în viața Sfântului Arhidiacon Ștefan, că trebuia să fie plin și, îi repet din nou, plin și de Duhul Sfânt. Cum îți poți da seama ca și creștin că ai pe Duhul Sfânt? Când aprinzi candela, ai pe Duhul Sfânt. Când te rogi seara la culcare, ai pe Duhul Sfânt. Când te scoli dimineața și te rogi, ai pe Duhul Sfânt. Când te trezești noaptea la șternut și murmuri rugăciunea minții, ai pe Duhul Sfânt. Când faci orice faptă bună, ai pe Duhul Sfânt. Când îți educi copiii frumos, ai pe Duhul Sfânt. Când muncești și trăiești cinstit, ai pe Duhul Sfânt. Când faci lucruri mărețe, sufletești, curăția, smerenia, dragostea, bunătatea, îndelungă răbdarea, sunt roadele Duhului, ai pe Duhul Sfânt. Deci, fără aceste semne vizibile, tu nu poți demonstra că ai pe Duhul Sfânt. Nu există acel, las că de mâine mă schimb. Tu trebuie să fii de mult schimbat. Deci dacă nu te-a schimbat apa Sfântului Botez, dacă nu te-a schimbat educația celor 7 ani de acasă și dacă nu te-a schimbat trăirea ta personală și contactul cu societatea în care trăiești, nu te mai poți schimba. Nu ai cum să te schimbi. Pentru că ești neschimbabil și o să spuneți cum așa. Păi iată ce spune Duhul Sfânt despre această neschimbabilitate. Nu le este lor cu putință să se schimbe, că de Dumnezeu nu se tem. Ce interesant! Cum adică ar trebui numai să știu de o spaimă, de o teroare, de o frică că stă Dumnezeu cu parul și mă schimbă? Nu! Nu le este lor cu putință să se schimbe, că de Dumnezeu nu se tem, că nu-i înțeleg legea. Nu-i înțeleg dragostea Lui, cerința Lui, gelozia Lui, bunătatea Lui, iubirea aceea nemărginită și milostivirea aceea nemărginită care o varsă permanent către noi și nouă nu ne pasă. Asta este temerea aceea sfântă, că așa se și numește Duhul temerii de Dumnezeu, e harisma Duhului Sfânt. Duhul smereniei, Duhul înțelepciunii, Duhul dragostei. Deci sunt harisme ale Duhului Sfânt care se varsă peste om.
Și spune că împreună cu Ștefan au mai fost Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae, toți prozeliți din Antiohia. Ce înseamnă prozeliți din Antiohia? Oameni care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și s-au convertit la Dumnezeu. Le-a plăcut ce se spune despre credința creștină, au îmbrățișat credința, au îmbrățișat botezul, au primit mirungerea și ungerea cu Sfântul Duh, cu Duhul Sfânt și din clipa aceea au devenit creștini ai bisericii și de acum puteau fi și slujitori ai bisericii. De aceea au fost aduși înainte apostolilor și și-au pus mâinile peste ei. Iată, acest lucru îl mai găsim odată menționat la Pavel, când tot el spune: vezi, fiule Timotei, de grabă să nu-ți pui mâinile, să nu te faci părtaș de păcate străine. Adică, hirotonind un neghiob, să faci biserica de ales, ăsta e cuvântul. Să fie un om de bună calitate, să-i placă slujirea, să-i placă lucrarea duhovnicească, să-i placă trăirea duhovnicească, să-i placă rugăciunea, să-i placă legea cea sfântă. Ce spune în Psalm din nou Duhul Sfânt? Legea ta cugetarea mea este. Pune înaintea